Chiar dacă este aproape de încheierea anului, administrația Comunei Heraclean desfășoară chiar și acum o serie de proiecte de infrastructură. Acestea vizează atât drumurile din comună, precum și clădirile publice din comună. Potrivit primarului Dobrai Francisc, sunt vizate lucrări de reparații și reabilitări la dispensarul și căminul cultural. De asemenea, în această perioadă se pregătesc documentațiile pentru proiectele viitoare. În perioada asta se lucrează la căminul din Heraclean, renovări, se lucrează la dispensarul din comună, o izolăm termic, face fațada frumos, tencuială minerală. Acum lucrăm ce se lucrează în birou pentru proiectele respective. Am câștigat un proiect pe 7.2, 1 milion de euro și fonduri din bugetul nostru. Acum lucrăm pentru licitații pentru proiectare. Deci ne-a venit avansul. Sperăm că anul viitor comuna va fi asfaltată 100%. Lucrăm pentru introducerea gazului, se lucrează la studiul de fezabilitate. Sperăm că anul ăsta o să terminăm. O firmă din București a câștigat proiectarea pentru studiul de fezabilitate. Ne-am bucurat foarte mult să avem în comuna noastră introdus gazul, că, cum știm, lemnele s-au scumpit și avem foarte multe firme care doresc să aibă gaz și să lucrează în toate punctele de vedere, pentru canalizare, pentru extinderea rețea de apă, extinderea curent. Cum știm că comuna noastră este aproape de oraș, foarte mulți vin să-și deschide firme, să-și facă casă noi și în fiecare an trebuie să mărim și să extindem rețelele de apă, curent, drum. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Heraclean se ridică la 3.575 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002.